Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laudă lui Allah, pace și binecuvântare asupra Domnului Său. Allah pe care m-am răspunde așa într-un verset. Și nu vă apropiați de preacurvie, căci aia este o josnicie. Și rău drum este ea. Nu este de mirare să constatăm că toate religiile divine interzic preacurvia și luptă împotriva ei. Islamul, ultima dintre acestea, a interzis-o în modul cel mai categoric și a prevenit asupra apropierii de ea, fiindcă aceasta duce la amestecul între rude, la provocarea de daune descendenților, la descompunerea familiilor, la răspânderea bolilor venerice, la tirania poftelor și la descompunerea morală. Islamul, așa cum știm, atunci când interzice un lucru, închide și căile care ar putea duce la el. Interzice toate mijloacele și premisele care conduc spre el. Islamul a interzis tot ceea ce ar fi de natură să stârnească instinctele latente, să deschidă o cale către ispitirea bărbatului sau a femeii, să ispitească la fapta nerușinată, să apropie de ea sau să ușureze calea către ea, împiedicând prin aceasta pretextul și prevenirea stricăciunii. Profetul pace și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa a socotit privirile înfometate și lacome ale unui bărbat către femeie sau invers a fi preacurvie a ochiului, zicând: ochii preacurvesc și preacurvia lor este privirea. El a numit privirea preacurvie fiindcă este un fel de desfătare și de potolire a instinctului sexual fără a urma calea legală. Această privire fomentată care se desfată nu este primejdioasă numai pentru morala celui virtuos, ci și pentru liniștea gândurilor și a inimii care este tulburată. Plăcerea acelui care se împreună cu soția sa cu gândul de a avea urmaș sau cu gândul că această împreunare să-l dispenseze pe el și pe soția sa de preacurvie, este socotită venerare pentru care lui îi se cuvine răsplată. Profetul Allah să-l binecuvânteze să-l umilească, a spus în această privință, adresându-se tovarășilor săi: împreunarea cu femeile voastre este un act de devoțiune, ce merită să fie bine răsplătit. Au zis ei: se poate ca unul dintre noi, care își satisface pofta lui, să fie și bine răsplătit, o trimis sau de Allah? Iar el a răspuns: dacă unul își satisface pofta lui acolo unde nu este permis, el va avea parte de păcat. Tot așa, dacă o satisface unde este permis, el va avea parte de bună răsplată. Allah prea înalt să ne ferească de aceste lucruri nerușinoase.